mai am o întrebare pentru tine și cred că toți sunt curioși. Cât costă să faci un blog? Salutare tuturor, eu sunt Vlad și astăzi vreau să dau drumul unei noi serii de podcasturi. Astăzi primul meu invitat este Răzvan Iliescu, reprezentantul proiectului din cadrul companiei Romeo Impex, companie fondată și condusă de tatăl său Romeo Iliescu. Salut, bună. Răzvan, îmi pare bine că ai acceptat să vii aici să cunoască și oamenii prin ce ai trecut tu, pașii, cheia succesului. Da, așa gen, că și mie îmi pare bine să fiu aici pentru că dacă suntem aici și discutăm la liber, știi? Vreau să fie o discuție ca între doi prieteni, super liberă, super... Categorie, ok. Exact, așa că prima mea întrebare, cred că sincer ar fi pentru tine, toată lumea vrea să afle întrebarea asta, mereu mă întreabă oamenii, bă, care a fost cheia succesului pentru tine? Cum ai început? Gen, cum a reușit să... Exact. Cum a reușit, practic? Păi, hai să spun, eu am 19 ani, dar n-am început de la 19 ani, am început de la 17 ani. Și cum am început a fost foarte simplu, pur și simplu a trebuit să-mi găsesc pasiunea, n-am durat mult până mi-am găsit pasiunea și după aia totul a decurs ca la carte, pur și simplu m-am îndrăgostit de ceea ce fac și m-am dedicat. Acum mă întreb care e cheia succesului, păi cheia succesului cred că e să găsești ceea ce-ți place, știi? Să descoperi ceea ce-ți place să faci, momentul în care ai descoperit ceea ce faci, nu știu, totul se așează ca la carte, știi? Adică una e să faci o chestie care îți place, pentru că automat dacă faci ceea ce îți place, am repetat de 10 ori ceea ce îți place, nu e nicio problemă, automat o să-ți vină, nu știu, idei noi, strategii noi, adică o să fii implicat exact. 100% față dacă ai face ceva și nu-ți place, dar poate zici, bă, mă ajută, dar chiar dacă nu-mi place, dar mă ajută, nu o să fie aceeași chestie, deci practic... Să găsești ceea ce-ți place, asta super e... Super tare. Uite, vreau să luăm, că tot am început cu chestia asta și aș vrea să știi și oamenii toți pașii în chestia asta cu blocurile, cum în imobiliare, în general. Aș vrea să te întreb la început, nu știu, mi se pare, trebuie să, în acest domeniu trebuie să stai foarte bine cu psihicul. Categoric. Adică ca să reziști să ai 200 de oameni pe un șantier, da. Să-i mulțumești pe toți și, nu știu, cu problemele pe care le-ai întâmpinat, cum ai reușit să le... Să le rezolvi, că bănuiesc că trebuie să le rezolvi într-un timp foarte scurt, atunci, pe moment. Da, categoric. Cred că cel mai important lucru este mindset-ul, știi? Deci cel mai important lucru când vine vorba de a trăi, a avea o viață de succes și nu neapărat, și a trăi bine și liniștit, este mindset-ul, știi? Ce se află între urechile tale. Și eu am în mine, practic, cum ar veni 4 stâlpi de rezistență pentru a avea un mindset corect, știi? Și o să-i număr pe toți și o să fac ca și cum a venit, o să-ți explic fiecare pas. Okay. Cum fac eu ca să-mi fie bine psihic, să nu clache, știi? Prima și prima dată am o viziune. Adică am știut din prima, trebuie să ai o viziune. Trebuie să știi clar unde vrei să ajungi și ce vrei să faci. Pentru că diferența între viziune și goluri, uite, o să intrăm și puțin în partea de psihologie, pentru că mie chiar îmi place chestia asta. Și știu poate... că tu citești foarte da, multe, exact. Poate cineva super tare. O să fii inspirat din ce spune aici, știi? Diferența între viziune și goluri este că golul este temporar. Ești de acord cu mine? Adică se trebuie să faci 4 de dimineață. Deci chiar așa e. Se trebuie să faci 4 de dimineață, le-ai făcut și gata. Treci la următorul. În schimb, viziunea e pe termen lung, adică e lifetime, știi? Pe când golul este temporar. Îl faci acum pe unul, treci la următorul. Faci acum pe următorul, treci la următorul, știi? Într-adevăr, ajungi la viziune, ajungi la locul în care ți-ai propus, făcând mici pași, adică mici goluri. Dar ceea ce lucru pe care recomand tuturor este să aibă o viziune, nu să aibă un gol. Pentru că ți-am spus, dacă uite, viziunea noastră ca și companie, a tatălui meu și a mea, este pur și simplu de a moderniza acest oraș, nu de a face un bloc. Știu că înțelegi, voi aveți cele mai complexe proiecte din acest oraș și mi se pare super tare, știu că am discutat, chiar vreau să vorbim după și despre viitoarele proiecte pe care le aveți în cadrul companiei, pentru că mi se par categorii. Niște proiecte wow. Deci asta e ideea, noi nu vrem să facem un bloc, ok, vreau să facem un bloc, nu, vrem să modernizăm orașul, vrem să facem din Râmnicu Vâlcea, nu știu, un oraș în care să fie... ca cum a venit o a doua capitală, știi? Adică avem o viziune pe termen lung. După viziune sunt, bineînțeles, standardele. Automat, orice om, orice ființă de pe pământul ăsta trebuie să aibă standarde, știi? Adică să aibă niște anumite limite. Fie impuse de el, fie, nu știu, limite nu neapărat de bun simț. Limite că hai să vorbim doar de business, știi? Nu de viață personală, doar de business. Adică să ai anumite standarde. Bă, uite, standardul meu, limita mea este să produc atât anual. Să produc 5.000 de euro anual, să produc 10.000 de euro anual. Dacă faci sub limita pe care ți-ai impus-o tu să fii foarte dezamăgit din el. Deci, teoretic, să nu existe nici măcar un gând de a face sub standardele pe care ți-ai setezi tu, știi? Întotdeauna să fii deasupra lor. Exact. Adică să ai o limită de plecare, să nu zici, ok, mă mulțumesc și cu 100 de euro pe lună, să mă mulțumesc și cu 200, nu, dacă ți-ai pus 5.000 de euro pe lună, să fie 5.000 de euro. Exact, uite, iartă-mă că te întrerup în legătură cu ce ai zis tu acum. Vezi, pe mulți oameni îi strică chestia că ei se limitează, ei nu vor să iasă din zona lor de confort. Ei mereu se mulțumesc cu puțin, se mulțumesc cu un salariu
Și zic că e ok, de-aia mulți n-au succes, mai ales în orice domeniu până la urmă. Ideea este că trebuie să ieși neapărat din zona de confort. Categoric. Dacă n-ai ieșit din zona de confort, niciodată nu o să știi care sunt limitele tale și de ce ești capabil. Înțelegi? Adică, hai să o luăm așa. Ție poate îți place să schiezi, da? O dau un exemplu, îți poate să schiezi, dar n-ai curajul suficient să schiezi pentru că zici tu că, bă, nu sunt confortabil, da? Poate mâine pe mine erai cel mai tare schior, înțelegi? Automat ca să vrei să faci, deci primul pas pe care trebuie să-l faci dacă vrei să ai o viață liberă, nu bogată, cum spun, liberă, înțelegi că aia, să fii liber, independent financiar, exact. Să fii liber, să ieși din zona de confort. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l faci. Și de aici pleacă toate. Riscuri sunt în orice faci, nu? Și când bea apă, și când mănânci sunt riscuri, și când mergi pe stradă, da? Nu știu, zone de inconfort sunt peste tot. Dar cel mai important lucru și cred că primul pas în a schimba viața, da? Hai să spunem așa, da? Primul pas prin a schimba viața și a începe să mergi pe partea de business sau să ai o viață de succes este să ieși din zona de confort. Automat vin riscuri cu chestia asta, nu? Riscurile care sunt? Să te duci într-o zonă pe care nu o cunoști, dar ai văzut, noi știm globul pământesc pentru că niște oameni și-au somat riscul să plece în explorarea pământului, înțelegi ce spun? Cunoască, adică gen să-l cunoască. Automat o să te afli în niște zone pe care tu nu o să le cunoști și nu o să știi cum să te descurci în anumite momente, dar până la urmă asta e procesul de evoluție, nu? Să greșești și apoi să înveți din greșeli. Iar să ne întoarcem înapoi ce spuneam despre viziune și despre standarde. Al treilea lucru pe care merg eu este întotdeauna să am un, eu o să spun în engleză, un state management. State management înseamnă să știu să-mi controlez stările de spirit. Adică asta cred că este cea mai importantă unealtă din a aduce o viață liniștită, știi? Adică trebuie să poți să fii capabil dacă... Uite, acasă ai un eveniment neplăcut, să nu te duci cu această respir la birou. Adică când este vorba să fii serios, trebuie să fii serios. Când este vorba să fii amuzant, trebuie să fii amuzant. Avea un state management bun înseamnă să poți trece prin orice situație cu brio, știi? Adică, uite, într-o vânzare sau într-un podcast, cum sunt acum, hai să punem altfel, ok? Să spunem că la mine acasă lucrurile stau nașpa, sunt certat cu prietena, sunt certat cu nevasta sau mi-a murit animalul de companie, automat sunt trist, înțelegi? Dar când știu că în momentul de față este vorba de o chestie foarte serioasă și care poate mă ajută pe viitor, știi, și este vorba de o chestie serioasă, automat trebuie să-mi schimb starea de spirit. Pentru că nu poți să te duci cu o stare așa la afaceri, știi, sau la business, exact. Sau să bați palma sau să încerci să convingi pe cineva, pentru că pur și simplu nu poți, este imposibil, înțelegi? Acum, nu spun că tot timpul trebuie să fii amuzant sau entuziasmat sau nu, chestia asta nu merge, dar trebuie să știi cum să-ți atingi câteva stări de spirit în funcție de momentul în care te afli, știi? Și nu în ultimul rând ar fi să ai un monolog interior foarte bun. Adică să nu te demoralizezi niciodată. Mereu să ai gânduri pozitive, știi? Niciodată să nu spui că ceva n-a mers din cauza ta, mereu să spui, da, ok, n-a mers, n-a fost să fie, trece mai departe. Sau să elimini din vocabular, uite, sunt și niște chestii foarte importante, cum ar fi să elimini din vocabular cuvântul ar trebui și să spui trebuie. Sau în loc de problemă să spui o provocare. Eu sunt chestii pe care eu le folosesc, exact. Și mi s-au instalat în subconștient și de fiecare dată când dau de o problemă, de fapt o fac ca pe o provocare. Și când spui cuvântul provocare, care e ideea? Gen, ok, te motivezi. Știi? De... Să treci peste exact. Ea. O problemă gen, mamă, mă limitez. Și încă o chestie ar fi, 99% din oameni, când dau de o problemă, plafonează. Gen, dau cu capul în ea și zic că, mamă, nu vine să crezi ce am pățit, uite și tu ce am pățit. Se afundă în problemă. În timp ce ei se afundă în problemă că, mamă, uite ce am pățit, și soluția trec pe lângă el și el nu le vede, pentru că el se afundă în problemă. Sunt niște chestii de mindset pe care eu le-am dobândit din experiența pe care o am și din faptul că am citit foarte multe cărți. Chiar asta voiam să ajung aici. Știu că tu te uiți la foarte multe filme, citești foarte multe cărți de psihologie și din ele te inspiri? Deci, categoric. În primul rând, eu am spus în felul următor. Ok, am intrat într-un business, tatăl meu a făcut o companie de succes. Trebuie să fiu trebuie să fiu la așteptările tuturor ca să pot să fie totul în regulă, să fie tot ok. Și primul lucru pe care l-am făcut a fost să investesc în mine. Deci mi-aduc aminte acum că tot ce am făcut în primele 6 luni când am intrat în domeniu a fost să citesc, să exersez, să citesc, să exersez, să citesc, să exersez. Și în primul rând
internetul, fraților, este prietenul nostru. Pe internet poți să afli orice. Dar da, și din filme, dar și din cărți poți să înveți foarte multe chestii. Și cel mai important lucru, exact cum a spus, este mindset-ul. Pentru că nu poți să faci nimic. Și mai devreme de cum decul lucruri pe șantier sau cum gestionezi. Adică cum sute de persoane pe șantier și trebuie să le mulțumești pe toate. Trebuie să stai foarte bine cu psihicul pentru a face așa ceva. Exact ce spuneam mai devreme, da? State management, adică mi este foarte ușor să-mi organizez starea de spirit în funcție de ce mi se ivește în față. Spre exemplu, știu când să fiu serios, știu când să fiu rezonabil, știu când să fiu amuzant, entuziasmat. Chestia asta nu înseamnă că ești o persoană falsă sau ești o persoană care, de care trebuie să te ferești. Nu, înseamnă că faci niște chestii ca să fie ție ușor. Înțelegi? Pentru că pe șantier sunt foarte multe obstacole, foarte multe evenimente imprevizibile, adică se întâmplă tot așa. Zici, rămâi masă, zici, băi frate, nu-mi vine să cred, știi? Și automat dacă tu n-ai un state management bun și te prinde lumea într-o stare proastă, ai văzut că mulți oameni, când sunt într-o stare proastă, poate să ne fac chestii care, de care nu sunt mulțumit, da, știi? Da, da. Și poate le regretă mai târziu, acum sau mai târziu. Ideea e că trebuie să ai un state management foarte, foarte bun, ca să treci peste obstacole, știi? Cam asta ar fi chestia. Super. Te-am întrebat care înseamnă, care este cheia succesului pentru tine. Vreau să întreb puțin legat de succes acum. Pe tine, tu când ai un succes, zicem că construiești un bloc, ești fericit, te motivezi, te... Nu. Nu. Ți-am răspuns direct pentru că vreau să știi... Da, nu. Ideea este cu duș întors. De ce? Pentru că... probabil ai vrut să mă întrebi când mă bucur de succes sau mă motivează. Ce vrei? Exact. Bun, niciodată. Deci e cu duș întors. Ce vreau să spun prin chestia asta? Dacă mă bucur de succes, mă plafonez acolo. Înțelegi? Lucru care nu este destul de bine, pentru că faci 1000 de euro, mamă, dacă te bucuri că ai făcut 1000 de euro, mamă, am făcut... Rămâi acolo. Și rămâi acolo. Deja nu mai vei... Ei, eu când termin un blog... Mă rog, noi când terminăm un blog sau când realizăm ceva sau când atingem o chestie de succes, nu ne bucurăm, pentru că dacă te bucuri automat, gen, ok, o să fiu cât de explicit, pentru că nu vreau să se înțeleagă greșit, da? Eu spun fix părerea mea. Când realizezi ceva, nu mă bucur, dar practic mă critic. Adică fac un blog de 100 de etaje, nu, hai să ne exagerăm, fac un blog de 15 etaje și spun, băi, pot și mai mult. Pot și mai mult. Uite ce am analizat, pot și mai mult. Mă bucur, dar nu în sensul că, mamă, ce tare e, ce bun sunt, ce tare sunt, că nu vreau să mă plafonez. Practic, nu mă motivez. Când ating un succes, practic, sunt și mai motivat să mă duc la următorul pas. Exact ce spuneam, ca să ajung la viziunea pe care noi ne-am propus-o, știi? Din bloc în bloc, din gol în gol, practic, un gol e să fac un bloc. Chiar asta vreau să zic că am văzut în documentarul tău, găsiți link-ul și în descriere, a scos un documentar despre cum, exact pas cu pas cum a construit blocurile. Știu că tu acolo asta vorbeai, că din fiecare în fiecare proiect ai vrut să faci un upgrade. Exact. Să deveniți din ce în ce mai bun și chiar s-a văzut chestia asta în special cu ansamblul rezidențial, care este la momentul de față cel mai mare proiect și mi se pare super cool. Vezi tu, ce spuneam în documentar este că, uite, relativ de, că se pupă cu chestia asta cu bucuria de succes. Noi când am făcut primul bloc de 27 de apartamente, dacă ne bucuram și era totul wow, happy și curcubei și chestii de genul, nu aveam practic motivația ca să mergem mai departe la următorul proiect, știi? Adică noi când am realizat proiectul ăla, am zis, ok, bun, suntem buni, hai să mă dățim pentru viitor. Deci, practic, dacă stai să mă trebuie cu duș întors, dar nu mă las, nu mă bucur, dar mă las oarecum motivat de succesul pe care îl, na, achieve, nu știu cum să spun în română, pe care îl realizez, da, ca să mă duc la următoarele proiecte. Da, îl dobândesc, ca să mă duc la următoarele proiecte. Uite, și chiar vreau să te întreb ca să afle și oamenii, mulți mi-au pus și mie întrebarea asta, care ar fi investițiile și cele mai profitabile investiții în piața imobiliară? Ce le-ai recomanda oamenilor să facă dacă au niște bani puși deoparte, de exemplu, știi? Și vor să înceapă în piața imobiliară. Ce le-ai recomanda să facă? În ce să investească? Deci, Vlad, omul, în lumea asta sunt trei chestii fără de care omul nu poate să trăiască. Și anume, mâncare, da, ești de acord cu mine, mâncare. Toți mâncăm. Haine, toți ne îmbrăcăm și un acoperiș deasupra capului. Adică imobiliare. În momentul de față, imobiliarele sunt, fără îndoială, cele mai bune și sigure investiții. Mulți tot speculează că, vezi, domne, că se vor duce în cap, că nu știu ce, că nu știu cum. Da, dar, vezi tu, este ca într-o sală de clasă. Nu toți copiii sunt la fel.
Asta, nu toți investitorii sunt la fel. Sunt investitori care fac proiecte poate cu fonduri bancare și sunt investitori care fac proiecte cu fonduri proprii. Ei bine, cei care fac cu fonduri proprii niciodată nu se vor duce în jos. Pentru datorită că ei, raportului preț-calitate. Înțelegi? În schimb, dacă hai să dăm așa, ok? Eu sunt un investitor care face un bloc cu fonduri proprii de 5 etaje și tu ești un investitor care face bloc, la fel, de 5 etaje, dar cu fonduri bancare. Cine crezi că va avea prețurile mai mari? Eu sau tu? Clar eu. De ce? Trebuie pentru să că dau tu, datoria mea. Înțelegi? Asta este ideea. Dacă tu faci un bloc cu fonduri bancare, automat nu o să poți să folosești cele mai bune materiale și automat o să trebuiască să ridici foarte mult prețurile. În schimb, eu care folosesc fonduri proprii, pot să folosesc cele mai bune materiale și pot să dau cele mai bune prețuri. Cam asta este ideea. Iar ca și investiție, imobiliarele, nu știu, sunt, este un domeniu foarte frumos. Te îndrăgostești foarte repede din chestia asta. Imobiliare nu înseamnă neapărat apartamente. Imobiliare înseamnă și terenuri, și spații comerciale, și case. Și... Dar care ar fi sfatul meu pentru un tânăr investitor de 18, 19, 20 de ani care poate... Hai să facem un buget sumă fictiv. De bani. Cât? Fictiv, cât să zicem? Nu știu, să zic că am 50.000 de euro. Am ce să fac cu 50.000 de euro? Ce poți să faci cu 50.000 de euro? Este... nu te îndemn. Este un sfat pe care eu ți l-aș putea, da? Sunt foarte mulți investitori care, serioși, da? Investitori serioși, în Râmnicu Vâlcea, sau nu neapărat în Râmnicu Vâlcea, să le raportăm în general, care fac un proiect, practic, o să se înrodar pe banii clienților. Adică eu fac proiectul public, cine dorește să investească în el, investește în el. Automat, dacă eu fac un proiect public, un bloc cu 30 de apartamente, dacă îl fac public și lumea investește în el, automat o să cumpere apartamentele mult mai ieftine. Înțelegi? Pentru că eu practic am nevoie de banii tăi ca să pot să fac blocul. Automat un apartament de 70.000 pe care cu cât l-aș da când proiectul ar fi gata, la început îl dau cu 35-36.000 de euro. Și asta ar putea fi o investiție pe termen lung. Adică cumpere un apartament în stadiu de proiect cu un preț mic, relativ mic, undeva la 30-40, depinde și de zona, oraș, și așa mai departe. Iar în momentul în care proiectul este gata, îl poți vinde cu 60, 70, 80 de mii. Adică este o investiție pe termen lung, profitabilă, dar singura parte n-aș fi este că îți blochezi banii pentru un an jumate, cât trebuie să fie proiectul gata. Și legat de riscurile, există riscul ca acel tip care face blocul, acel dezvoltator imobiliar, până la urmă, să, nu știu, să dea faliment și eu să-mi pierd banii? Da, deci, că mulți stau cu frica. Mulți de asta cred că nu investesc în imobiliare. Le e frică să nu dea faliment acea firmă. Evident că sunt riscuri în tot ce faci. Evident, am spus și la început, sunt riscuri și când mergi pe stradă, sunt riscuri și când mănânci, să te nești sau să dea mașina peste tine. Bineînțeles că sunt riscuri în orice, dar când am spus mai devreme, am spus sunt un investitor serios. Cred că ai fost atent când am spus. Da, investitor da, da. Serios. Aia înseamnă un investitor serios, adică să știi clar de la A la Z ce se va întâmpla, ce a făcut și ce va face. Aia înseamnă să ai, gen, să fii totul transparent, știi? Ca tu să ai încredere să... Adică să investești o sumă de bani atât de mare într-o chestie pe care nici măcar nu o vezi, că practic în stadiul de proiect înseamnă că nu e nimic, știi? Îți trebuie foarte multă încredere și trebuie să cunoști foarte, foarte bine atât piața cât și proiectul în care investești. Și chiar vreau să te mai întreb, iară, mi-ai zis tu înainte legat de piața imobiliară, vreau să te întreb cu pandemia, cum ți-a afectat ție business-ul personal? Pentru că mulți oameni s-au plâns că în pandemie nu le-au mers, nu au avut aceiași clienți, dar văd că anumiți antreprenori sau businessmen s-au adaptat situații și au găsit soluții, pentru că oamenii, ăștia sunt oamenii de succes, de fapt, care și-au găsit soluții pe parcurs. Deci asta am vrut să spun și eu. Care este diferența dintre... oameni cu succes și oameni care sunt în zona de confort. Este că cei de succes găsesc soluții în orice situație sunt puși, știi? La fel am făcut și noi. Bineînțeles că cu pandemia asta, vorbind de România, au trebuit să fie suspendate activitățile. Da, ok, s-au suspendat, toată lumea s-a suspendat activitățile, doar că au fost firme care au dat faliment și au fost firme care au câștigat de 100 de ori mai mult. De ce? Pentru că firmele care au câștigat au găsit o soluție cum să reușească într-o situație de genul. Și asta este, oarecum un sfat. Tu m-ai întrebat cum am gestionat o chestie asta. Ei bine, foarte simplu, am găsit soluții. Cum să facem să fie totul în regulă? Cam asta. Mai multe detalii nu pot să intru pe luna care, dacă aș intra în detaliile astea, ar trebui să facem o analogie foarte mare, să intrăm în detalii foarte multe și nu știu cu podcastul ăsta într-o oră jumătate. Vreau să fim cât mai scurs, cât mai la subiect. Exact. Pentru că oamenii când intră, de exemplu, unde o să vadă acest podcast, vor să afle exact
Nu știu, cum ai făcut? Poate ei vor să facă și ei chestia asta și au nevoie de sfaturi de la oameni care fac asta și n-au ocazia să-i cunoască. De-aia am așa să facem seria asta cu persoane în toate domeniile, pentru ca oamenii sau copiii, cei de vârsta noastră, tinerii, să afle exact toți pașii. Și vezi, toți au întrebarea cum pot să fac bani, dar n-ai cum să întrebi o persoană cum poți să faci bani, pentru că depinde. Tu poți să le dai lor niște sfaturi, dar ei să nu le aplice. Revenim la zona de confort, mulți nu se riște. Exact. Acum tot ce pot să spun este că, referitor la treaba cu pandemia și cu succesul, ce am făcut noi ca să ne meargă și să ieșim pe piață înainte a fost să găsim soluții care... Deci nu este o chestie foarte complicată, este o chestie foarte banală, știi? Tot ce am făcut a fost să găsim soluții ca să ne meargă. Aia e tot ce trebuie să faci. Și de-aia spun, cum găsești soluțiile? Păi dedicându-te și făcând ceea ce îți place. Dacă ești dedicat, automat îți vine tot felul de idei, strategii și soluții când se întâmplă o chestie de genul. Cam asta ar fi chestiile. Categoric. Și vreau să te întreb, că am vorbit și la început de când erai tu mic, care au fost sacrificiile în business-ul acesta? Care au fost, nu știu, tu mi-ai zis că stai mult și citeai, nu știu, n-au fost persoane care te-au criticat sau te-au... Cum ai dus-o pe partea asta de, nu de hate, nu știu cum să zic, de da, prieteni? Da. Ideea e că eu sunt oarecum bucuros pentru ce s-a întâmplat și că am avut oameni care, cum se întâmplă peste tot, știi, să vorbească urât fie din invidie, fie din alte motive. Eu am avut o chestie foarte ciudată, e bine m-am lăsat motivat de chestia asta, știi? Am spus, bă, ei fac asta cu un scop, automat eu tot ce fac, fac bine, de-aia mă și critică, de-aia, dacă, nu, dacă făceam totul prost, nimeni nu mă critica. Acum că fac totul bine și totul ok, de-aia mă critică lumea și am luat-o... Cum a venit o sursă de motivație să-i fac și mai rău să mă urască, să-i fac și mai rău să mă urască, pur și simplu făcând ceea ce îmi place și făcând ceea ce trebuie, adică având succes. Da. Cam asta. Și ca sacrificii, treaba e să fii suficient de matur, să-ți asumi faptul că trebuie să faci o chestie life-changing, adică să schimbi 180 de grade viața. Trebuie să spui, băi, ok cu copilăria, da, mă distrez, a fost frumos, dar trebuie să faci ceva cu viața mea. Sau poți să o ții așa până la 20-30 de ani, să te copilărești, să faci chestii și apoi la 40 de ani să muncești. Înțelegi? Dar trebuie să fii suficient de matur ca să realizezi, băi, trebuie să faci ceva cu viața mea. Asta e principiul pe care eu am mers. Am spus, decât să stau acum și la 40 de ani să muncesc, bine, muncesc acum și la 40 de ani stau relaxat. Cam asta ar fi sacrificiile. Adică sacrificii mari nu sunt, pentru că, exact cum am spus, eu fac ceea ce îmi place, știi? Automat când faci ceea ce îți place, faci cu pasiune. Categoric. N-ai un job de la 9 la 5 după masă, ai un job de când te trezești până când închizi ochii. Cam asta e chestiile. Care sunt chestiile pe care eu merg? Răzvan, am o întrebare acum pentru tine. Chiar mi se pare super interesantă, super cool. Ce înseamnă de fapt bogăția pentru tine? A fi liber. Pentru mine bogăția nu se bună întrebare. Pentru mine bogăția nu se măsoară în bani. Se măsoară în momente petrecute și chiar o să fiu sincer, o să fiu franc, nu vreau să pară absolut nimic regizat sau tras de păr. Pentru mine bogăția înseamnă sănătate, timp liber și timp petrecut cu familia. Pentru că bani poți să faci milioane oricând. Poți să fii milionar sau miliardar, dar niciodată nu poți să cumperi timpul sau să îți aduci familia înapoi. Pentru mine înseamnă bogăția, avea sănătate și avea familia cu tine. Și avea timp liber, a fi liber. Practic, eu văd, raportându-ne la bani, bogăția o văd, eu, scopul meu n-a fost niciodată să fiu bogat sau cum sunt unele persoane, vreau să fiu milionar, vreau să fiu miliardar, vreau să am Lamborghini. Nu, pentru mine a fost să fiu independent sau liber financiar. Să fiu liber financiar. Mi se pare super de apreciat că tu și familia ta nu sunteți genul acela de persoane care să vă afișa sau... Asta mi se pare super, super ok și chiar apreciez asta la tine. Îți mulțumesc, e pur și simplu vorba de educație, știi? Este vorba de exact de acolo pleacă început. Tot. Da, de acolo pleacă tot. Este vorba de viziune. Ce viziune ai tu? Vezi, asta a fost viziunea familiei noastre, știi? Asta a fost viziunea noastră. Să trăim o viață liberă, fără probleme, sănătoasă și particulară. Care era sensul să fim persoane publice sau să facem... Bun, eu acum că este public și vorbesc, da, este o chestie... E o altă chestie separată, dar... Ce se întâmplă în privat, rămâne în privat, știi? Cam asta este viziunea noastră, că am spus la început. Deci, acum, ca să fac un scurt rezumat și să fac, practic, de la A la Z, cel mai important lucru, dacă vrei să faci bani, o spunem așa, ca să înțeleagă toată lumea, ca să fie direct pe față, este să stai foarte, foarte, foarte bine pe psihic
Și eu am dat la început 4 strategii. Ce am spus? Să ai un state management bun, adică să știi să-ți organizezi starea de spirit, să ai o viziune, să ai standarde și am mai spus un lucru, să ai un monolog interior pozitiv, adică niciodată să nu te demoralizezi singur. Răzvan, mai am o întrebare pentru tine și cred că toți sunt curioși. Cât costă să faci un blog, nu știu, un blog de, să zicem, 5 etaje, un blog micuț, cam ce prețuri ar fi? Bun, bine că ai menționat și chestia asta, să zicem un blog de 5 etaje, pentru că ce am știu să spun... Știu că prețurile diferă foarte mult. Da, asta să spun, diferă foarte mult. Și hai să spun care sunt factorii de care ar trebui să ții cont. 1. Ai bani tăi sau n-ai bani tăi? Câte etaje vrei să faci? Cum vrei să fie proiectul? Ce compartiment vrei să faci? Ce nivel de lux vrei să faci? Adică toate chestiile astea trebuie puse într-o tombolă amestecate și scoase bine la nivel, să vezi, bă, vreau să fac aia, vreau să fac aia, vreau să fac aia, vreau să fac aia. Dar ca și idee de pornire, prețul pentru o clădire de locuințe variază între... acum hai să ne raportăm la clădire de locuințe cu 3 ca cifră de lux, știi? Nu lux, să zicem, da, 3 este normal, mediu, știi? Adică nu 1, nu 2, dar nici 5. 3, să fie normal mediu. Undeva între 1 milion și 3 milioane de euro ar fi investiția, norma, marginea și adică extremitățile în care ar putea să-ți iasă un proiect ok. Exact cum am spus, de nivelul 3 de lux. Cum ai zis și tu și cred că toți ar trebui să înțeleagă, cei care vor să intre în piața imobiliară și în domeniul acesta, mi se pare o investiție foarte bună, cum ai zis tu înainte, să cumperi apartamente la început, să le dai după și așa ușor, ușor poți să-ți faci pe fondurile tale proprii. Ideea este că, scuze-mă că ne rog, ideea este că toate chestiile au un început. Da, poate mulți să spun acum, da mă, dar tu vorbești de milioane de euro și de blocuri, dar cum puteți să înțelegi la chestia aia? Fiecare chestie are câte un început, da? Adică, era un citat, Roma nu s-a făcut peste noapte, înțelegi? Adică trebuie să găsești exact și repet încă o dată, să găsești ceea ce îți place, să te ridici și atunci lucrurile, și să aibă o viziune. Să ai o viziune. Când ai o viziune, toate lucrurile se așează, Doamne, ca la carte. Se așează ca la carte și așa o să fie foarte ușor să îți atingi scopul lifetime, adică viziunea. Unde vrei să ajungi. Răzvan, mi-a părut foarte bine. Și mi-a părut bine. Chiar mă bucur că ai venit aici și sper că și oamenii au avut ce învăța, mai ales mi s-au părut super cool tips and tricks-urile alea 4. Da, adică a fost o chestie de mindset, știi? Exact. Mi se pare cel mai important mindset-ul până la urmă. Nu că vorbim neapărat de imobiliare, în orice domeniu. Da, în orice domeniu, absolut. Mindset-ul contează cel mai mult. Încrederea în sine, să o faci cu pasiune. Absolut. Și sper să vedem proiectele tale pe viitor. Mi se par super cool. Chiar vreau să mai facem un podcast mai peste câțiva ani. Și mi-a părut bine, ce să zic. Ne auzim. Și mie. O seară bună. Pa, pa.